Încă de la începutul expunerii mediatice a cazurilor tragice de la azilele de vârstnici din județul Ilfov, biserica a arătat deschidere și disponibilitate pentru o cooperare punctuală și sistematică cu instituțiile statului în beneficiul persoanelor vârstnice, se arată într-un comunicat al sectorului social-filantropic al Patriarhiei Române. De asemenea, se mai precizează că Biserica Ortodoxă Română are un dialog permanent cu Guvernul României prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru îmbunătățirea situației persoanelor vârstnice vulnerabile. De altfel, pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă vârstnicii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât la sfârșitul anului 2021 ca 2023 să fie anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice, cu scopul intensificării cooperării în domeniul social, atât în ceea ce privește îngrijirea de lungă durată, cât și celelalte programe și proiecte sociale care vizează toate categoriile sociale dezavantajate. Patriarhia Română și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale au semnat anul acesta, în luna aprilie, un protocol de cooperare. Grija Bisericii Ortodoxe Române față de vârstnici se reflectă și în numărul așezămintelor social-filantropice destinate acestora. În Patriarhia Română funcționează 27 de centre de zi pentru vârstnici, 53 de centre rezidențiale, 30 de servicii de îngrijire la domiciliu și 21 de servicii de îngrijiri sociomedicale la domiciliu. Pe lângă acestea, există și 61 de birouri de asistență socială și 120 de cantine sociale și masă la domiciliu, care au ca beneficiari și persoane vârstnice. La nivelul anului 2022, aproape 67.000 de seniori au primit sprijin din partea bisericii, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie sau cu grave probleme de sănătate. Anul acesta se pun bazele unei rețele de centre de zi destinate vârstnicilor la nivel național pentru susținerea unei strategii de îmbătrânire activă. Federația Filantropia, care reunește 24 de ONG-uri ce funcționează cu binecuvântarea eparhiilor, are acreditat cursul de calificare îngrijitor la domiciliu și desfășoară 2 proiecte Erasmus+, bunicii ca resursă pentru îmbunătățirea comunității educaționale pentru adulți și adaptarea la nou destinate persoanelor vârstnice. Reprezentanții Federației Filantropia au participat la întâlnirea consultativă cu ONG-urile solicitată la nivel guvernamental în data de 10 iulie.